Poate, au face fost, o renegociere se la poate face renegociere? o renegociere la uh, renegociere. Da, teoretic nu avem o, o astfel de, de limitare, adică o renegociere la renegociere. Și chiar am mai avut și cazuri particulare în care, din câte știu până acum, în două-trei situații, persoanele, deși au obținut mai întâi o soluție, s-a dovedit că ulterior soluția nu a fost viabilă și au venit și au apelat din nou la CSLB. Formularul din aplicația noastră IT, care poate fi completat de pe site 24/7, deci uh, oamenii au acces la el în orice zi din săptămână și la orice, în orice interval orar. Este foarte simplu de completat. Nu necesită, și noi ne mândrim cu asta, nu necesită niște, știu eu, capabilități sau, știu eu, extraordinare. Nu trebuie să ai un limbaj de specialitate juridică, nu trebuie să ai un limbaj de specialitate economic. Scri efectiv, cu cuvintele tale care este problema pe care o ai și arăți, într-adevăr, cu documente care sunt, mă rog, documente care să ateste problemele pe care le întâmpin. Dacă sunt probleme de natură medicală, sunt scrisori venite de la medic sau știu eu, rețete date pentru tratamente. Dacă factura este vorba despre... Factura de la curent merge la factura gaze? Factura de la curent și de la gaze, poate fi și acesta momentul în care e afectat dramatic puterea de, de plată. Evident, cu titlu particular, dacă, eu știu, veniturile chiar sunt foarte mici, chiar nu mai pot, nu mai permit plata. Vă dați seama că stăm și noi și ne punem deseori întrebare, ceva a plăti mai întâi uh, un om, energia electrică pe care dacă nu o ai, chiar nu mai poți să mai uh, trăiești, sau uh, o rată la credit, fără de care, Doamne, ferește, dacă nu plătești în continuare, puteți să rămâi fără casă. Este o problemă foarte dificilă. Trebuie renegociat măcar aici unde se poate, adică dacă se poate renegocia cu banca, să încerce să renegocieze cu, cu banca. Și ca să continui ce m-ați întrebat, sunt alte documente care atestă, de exemplu, faptul că este în șomaj sau în capacitate temporară de muncă sau știu eu, alte, uh, alte situații, toate acestea se atașează se pot face efectiv fotografii cu ajutorul telefonului. Aplicația este accesibilă, evident, și de pe, de pe telefoane, de pe smarturi și pot fi transmise mai departe către, către CSALB. Iar Toate aceste documente. Sunt mai deschis în ultima perioadă? Sau da, ce băncile ce? sunt mai deschise în ultima perioadă. Și au învățat cumva, adică au învățat. Lecția a fost învățată și a fost consolidată foarte bine și în perioada pandemiei, pentru că au fost și astfel de probleme și în perioada pandemiei, când nu toată lumea a fost, dacă vreți, calificată cu ghilimele de rigoare pentru acele suspendări de la 1 până la nouă rate și nu numai că n-au fost calificată, practic oamenii și-au dorit mai mult decât o simplă amânare, pentru că și acum există această posibilitate de amânare, să spunem, dar amânarea vine cu costuri suplimentare ulterior. Ori o renegociere în cadrul CSLB cu această diminuare de, de costuri își produce efectele pentru toată perioada contractului de credit până la finalizarea acestuia, nu este doar pentru o simplă perioadă de, de timp. Acesta este avantajul versus o simplă amânare cât au la dispoziție oamenii sau în cât timp se poate soluționa un astfel de dosar. Conform Așa. lege, 90 de zile. Dar, de exemplu, media noastră temporală pentru anul anterior, pentru 2021, a fost de 33 de zile. Adică părțile s-au rodat foarte bine, cum spuneam, și echipele de la, de la bănci au devenit din ce în ce mai eficiente, cele care gestionează astfel de cereri venite prin CSLB și îi felicit pentru modul în care s-au organizat. Și persoanele și consumatorii au devenit mai receptivi la propunerele care sunt făcute de către bancă, deși se negociază, asta este, asta este de esență unei concilieri făcute prin intermediul CSLB, faptul că pățile negociază, dar la final se găsesc uh, soluții. Iar anul acesta avem un număr, dacă vreți, din 100 de cereri care au fost negociate prin intermediul CSLB, 92 au fost finalizate cu o hotărâre și doar în 8 cazuri oamenii nu au reușit să ajungă la un, uh, la un consens, să spunem, și atunci.